Aș vrea să vă întreb, de ce a fost această grabă de a pune în dezbatere publică legea educației datorită faptului că știm toți de aici că în iulie și august profesorii, părinții, elevii sunt în vacanță? Stați un pic, dacă îmi permiteți. Tocmai pentru a nu putea protesta cei care sunt în măsură și care... Am o rugăminte. Când formulați întrebarea, dacă aveți vreo preferință pentru cel care vreți să vă răspundă, să vă adresați. Adică dacă am eu înțeles. Să vă răspund, ca altfel să nu avem o justapune la această problemă. Îmi permit să vă răspund din punctul meu de vedere și rog pe domnul deputat să mă completeze. Da. Dezbaterea publică nu se ocazionează în funcție de programul de lucru. Dezbaterea publică se organizează într-o perioadă în care persoanele au acces la informație. Fie că este septembrie, fie că este august, persoanele care sunt interesate pot să aibă acces la această dezbatere. Eu cred că e mai important ca în perioada aceasta de august, în care este o acalmie pe piața muncii, oamenii au mai mult timp să gândească. Dacă sunt la lucru, se putea pune întrebarea, domnule, stai un pic că omul muncește, nu are timp, e obosit, nu are timp să participe la dezbatere. Dacă este în perioada de concediu, zice, stați un pic, domnule, că în concediu nu poate să se gândească la problemele esențiale pentru comunitate sau pentru națiune. Nu are nicio relevanță. Poate fi și în septembrie, poate fi și în august. Și v-am spus, dezbaterea publică a început și se finalizează în 24 august, dar ea continuă ca și dezbatere. Și eu o să vă chem pe dumneavoastră și o să fie plăcerea mea să veniți în cadrul comisiilor la Parlament, să vedeți ce dezbatere intră, când intră în comisii acest permanente și oricare din presă, să înțelegeți. Dezbaterile cu adevărat reale sunt în comisiile permanente. Plenul deja este doar lumina de final. În comisii sunt invitați specialiști, vin cei din ministere, li se pun întrebări de către parlamentari, vin ONG-urile, intră, mai ales acum partea asta online, că avem beneficiu a intra în online, intră o grămadă de persoane cu acceptul președintelui ședință care spun punctul de vedere. Deci această consultare, acest schimb de idei și de opinii continuă și după 24 august. Deci nu a fost nicio grabă și nu a fost tendențioasă. Să zicem că cineva a încercat să arunce acum pe piață chipurile că nu e nimeni atent. Ba da, și lupta parlamentară va începe septembrie. În septembrie începe sesiunea. Deci atunci trebuie deja dezbaterea publică cât de cât închisă ca să poată începe dezbaterea parlamentară cu adevărat. Călin, te rog. Știu pentru că tu ești dintre ziariștii care a cerut de-a lungul timpului acreditare la Parlament. Eu chiar te rog și uite, ar fi plăcerea mea și o să spun foarte sincer, să fii invitatul meu, uite, poți să vii la mine la președinție, eu fiind președinte comisiei juridice, te accept cu cea mare plăcere și te invit de acum, așa o fac public, să vezi cum o să fie dezbaterile pe avertizori de integritate, pe legile justiției. Toate legile importante ale Parlamentului trec și pe la Comisia Juridică a Senatului. Asta te asigur. Că e comisia vizator sau că e comisie care dă raportul final, ca în toate comisiile, inclusiv această lege a învățământului, va fi pe final și în Senat. Senatul este camera care dă ultimul vot. Tot pentru dumneavoastră aș vrea să vă întreb ce garanții ne dați sau dați cadrelor didactice, părinților, elevilor, că aceste lucruri frumoase, între ghilimelele, despre care ne-ați povestit, se vor întâmpla. Mai ales că știm că și actuala lege care există acum, legea 1, s-au făcut nenumărate amendamente în care s-a blocat finanțarea. Deci, acum, din punctul meu de vedere, garanțiile vi le dă Constituția. Constituția României garantează aplicarea pe teritoriul legii, pe teritoriul țării al legilor, iar legea se aplică tuturor, indiferent de anumite particularități. Legea trebuie să fie respectată și de către cetățeanul simplu și de către autorități. Dacă legea este clară, ea va fi ușor de respectat. Dacă legea este ambiguă, atunci apar probleme. Bineînțeles, va exista și un control atât de constituționalitate, cât și un control de oportunitate care îl face Curtea Constituțională, pe de o parte, Avocatul Poporului, pe de altă parte, plus Președintele României, care are dreptul de cerere reexaminarea. După ce aceste etape vor fi parcurse și legea va intra în vigoare, cu toată forța, atunci eu cred că toate autoritățile implicate o vor respecta pentru că este o obligativitate. A încălca legea determină o răspundere, care poate să fie contravențională, poate să fie pecuniară sau poate să fie penală. Pentru domnul deputat, aș dori să vă întreb, de ce nu se dorește menținerea examenului de bacalaureat în forma actuală, mai ales că știm că proba de limba română cea scrisă trebuie să rămână de sine stătătoare, mai ales că, vedeți,
cei de la minorități au proba de limba maternă obligatorie. La noi, la români, efectiv, această probă se va scoate cu noua pachet de legi pe care vreau să-l propuneți. Este o propunere, deci este un proiect de lege, un proiect de acte normative care urmează să asigură reforma sistemului educațional, iar, așa cum am spus și la început, este o propunere care în acest moment este supusă dezbaterii publice și e posibil ca problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră să fie susținută inclusiv de către unii dintre noi și e posibil să fie îmbrace forma unui amendament pe ceea ce înseamnă organizarea acestor examene la finalul ciclului educațional liceal, dar vom vedea ce se va desprinde în perioada următoare din dezbaterile acestea. Proiectul de lege este unul perfectibil, este unul care în mod cert va suferi modificări și nu va rămâne exact în forma în care a fost supus dezbaterii publice și cred că este un element pe care cu siguranță îl vom analiza și va suscita foarte multe discuții în perioada următoare. Mi-ați povestit că vor dispărea ISJ-urile, Crijareurile, cluburile și palatele copiilor. Senzația mea este că toată această reorganizare a acestor instituții și crearea altor noi care își împart atribuțiile acelor instituții, că nu fac altceva, nu are sens decât că se vor crea multe disfuncționalități și se dorește să fie o altă mărie cu altă pălărie. Poate așa o vedeți dumneavoastră, poate așa o văd și alte persoane, însă eu cred că întotdeauna o astfel de reformă are mai multe valențe pe care le va scoate la lumină în perioada următoare și anume faptul că va eficientiza o parte din aceste instituții care nu prea au funcționat în ultimii ani. Vor fi instituții care vor fi sub o coordonare mult mai atentă la nivel ministerial și care, din perspectiva parlamentarilor care își vor desfășura activitatea în circumscripțiile pe care le reprezintă, vor putea fi mult mai ușor de semnalat acele disfuncții ministrului în vederea luării unor decizii vis-a-vis de actul managerial care se desfășoară la nivelul acestora în plan local. Ați povestit de sistemul de învățământ a doua șansă. De ce dispare forma de învățământ cu frecvența serală? Este cumva mai calitativ celui cu frecvența redusă sau din ce cauză? Nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Pe care legea momentan nu-l menține. Deci... Am înțeles. Am notat întrebarea, o vom reține și vom căuta să vă furnizăm un răspuns la această întrebare la următoarea întâlnire sau chiar mai repede. De ce legea momentan, mai ales că știm fiecare dintre noi am avut elevi și avem copii care trebuie să intre clasa 5-a, 9-a, nu reglementează posibilitatea unor formulări de studiu care va funcționa clasa respectivă cu efectiv minim, numai maxim. Nu, sunt aceste reglementări cuprinse și finanțările pentru acele clase care nu pot funcționa cu efectivul la nivel maxim, va fi asigurată finanțarea pe clase. Deci prin lege se reglementează costul pe elev și costul pe unitate de învățământ, pe unitate, pe grup, pe clasă. Mai am o întrebare pentru domnul senator și una pentru dumneavoastră, că după o să vă dau vreo 200 de pagini cu modificări săptămâna viitoare și n-are să vă țin. De ce nu apare explicit în lege pensionarea personalului didactic cu 3 ani înainte de vârsta standard, fără diminuarea pensiei? Este un drept pe care l-am avut noi, adică l-au avut profesorii, și care s-a pierdut în anul 2011, dar se justifică prin încărcătura neuropsihologică a funcției pe care profesorii au. Asta este o problemă în discuție. Fiecare profesie are o încărcătură neuropsihologică. Acum, e foarte complicat să definești de ce doctorul se poate pensiona mai repede, profesorul mai repede. Este clar, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, un soi de inechitate socială în condițiile în care polițistul se poate pensiona mult mai repede decât un profesor și profesorul are un consum nervos extrem de mare când desfășoară activitatea așa cum trebuie. Sunt elemente pe care această lege le aduce noi și încearcă să uniformizeze unele aspecte care erau discrepante. Dumneavoastră știți foarte bine, de exemplu, că aceste drepturi câștigate operează doar pentru, în principiu, pentru trecut și dacă se modifică. Ele nu operează pentru viitor, dacă se retrag. Și atunci vor fi discrepanțe între generațiile care au beneficiat de anumite o licitație favorabilă lor și alți profesori care vin din spate și care nu mai beneficiază de aceleași drepturi.
Sunt elemente care trebuie să fie discutate, trebuie să le punem în balans și cu Constituția României, pentru că și această lege va trece de un filtru constituțional și mă refer aici la comisiile care activează în cadrul Camerei Deputaților și a Senatului și care verifică legea, proiectul de lege din punct de vedere a Constituției. Avem niște instituții specializate, avem Consiliul Legislativ, care vine și verifică și amendează sau dă perspectivele chiar critice asupra acestei legi și dă un aviz favorabil sau nefavorabil. Avem Consiliul Social, care iar economic, care își exprimă punctul de vedere. Avem sindicatele, și aici vreau să vă spun, avem sindicatele care se vor activa. Avem sindicate foarte puternice în învățământ. Eu țin minte, lideri mari de sindicate au devenit mari profesori și doctoranți și miniștri. Au devenit miniștri lideri de sindicat la noi. Ceea ce e foarte rar se întâmplă într-o țară democratică ca liderul de sindicat să devină ministru. Adică să schimbe tabăra în acest mare sens. Da, la noi se poate întâmpla. Noi suntem deschiși pentru discuție. Uitați și această întrebare, care va putea să aibă o anumită relevanță, o vom menționa și o vom discuta și eu să mi-o asum ca și problematică în cadrul comisiilor în care voi activa. Vă asigur de chestia asta. În plus, este colegul meu de senat, ministru, este colegul nostru și va discuta și în grup această inițiativă și voi ridica această problemă. Vă asigur acest lucru. Și eu vorbesc foarte serios. Aceste elemente pe care dumneavoastră le identificați, vă rog să ne le dați. Gândiți-vă, dumneavoastră sunteți într-un mediu adiacent actul de învățământ efectiv. Eu am fost student, am fost elev, dar nu sunt familiarizat. Am fost avocat în procese între profesor universitate și universitate. Am fost împotriva universității la un moment dat. Deci cunosc sistemul cât de cât, dar nu știu nuanțele de sistem și n-am de unde să le știu. De aceea rolul consultării ăsta este ca eu, senator de Maramureș PNL, care vă reprezint pe dumneavoastră în Senatul României, să vă preiau tema, să mi-o înșusez, să o duc mai departe. Și vă mulțumesc pentru întrebare și vreau neapărat acele 200 de pagini să fie punctate și să vedem ce putem face cu ele. Care vor fi relevante și din punctul meu de vedere, știți că o să le rezolv. Haideți, ultima întrebare pentru domnul deputat și după aceea mai sunt cinci colegi. Modificarea ale legii educației vin cu foarte mari mulțumiri și în rândul părinților care doresc să-și înscrie copiii la acele colegii naționale care au modul de predare gimnazial, care și care nu au urmă. Referiți la Colegiul Național. Da, la Colegiul Național. Și știți că totdeauna au fost probleme. Da, cu... Și situație... dispare acea triere, acel examen de a intra acolo. Da. Nu există explicit nicio... Știu exact problema pentru că am mai discutat-o și cu alte persoane în aceste ultime două săptămâni și vom căuta să găsim o soluție ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, pentru că în acest moment criteriul care se aplică pentru înscrierea elevilor la ciclul școlar primar și gimnazial este cel al proximității. Fiecare școală are arondate niște adrese de la care acei copii care locuiesc acolo se înscriu la cursurile unității școlare. Cu excepția acestor colegii naționale, care sunt oarecum centre de excelență, vom vedea cum se va asigura încadrarea acestora pe noua lege și acolo înscrierile și selectarea acestor copii are loc pe alte criterii. Ne vom strădui să asigurăm un cadru legal care să permită acest lucru în continuare. Mulțumesc! Altă întrebări, dacă mai avem. Ziua de gustul detectivul de Brăsășov. V-aș aduce la cunoștință câteva aspecte, altele decât cele prezentate de către dumneavoastră. Am făcut un material și l-am intitulat Școala Absurdului. Vreau să vă spun că pentru la cămin, la grădiniță, de exemplu, să faci serbare de sfârșit de an, îți trebuie cerere la conducerea grădiniței, pentru că este considerată activitate extracurriculară, ceea ce este absurd. Un copil de nici 4 ani de zile trebuie să facă serbare după ora 4, știți ce înseamnă după 8 ore pentru un copil de 3 sau 4 ani? Adică de când a spune poezii la grădiniță, îți trebuie cerere și aprobare. Asta în primul rând. În al doilea rând, la serbare, ca să aduci o felie de pizza, nu-i voie, pentru că se pot îmbolnăvi copiii. Nu-i făcută pizza în grădiniță. Dar dacă facem o comandă la o firmă de catering autorizată, da? Care răspunde din punct de vedere sanitar, al transportului, de ce n-am putea mânca la o serbare sau copiii să mănânce o felie de pizza, că e făcută în afara grădiniței? Normal că nu-i plăcintărie grădinița.
Normal, dar dacă apelăm la un serviciu autorizat de statul român, da? De transport, de la un restaurant care răspunde, sanitar, veterinar, tot, răspunde de acea pizza. Da? La fel ca și cum am aduce-o acasă. O altă problemă. N-ai voie să faci picturi pe față la copilaș. Că sunt realizate, deci tu trebuie să te duci cu omul care pictează. Că, na, nu sunt pictori în grădiniță pe față. Deci, iată lucruri absurde care chinuie pe părinți. E un deranj foarte mare în rândul copiilor și așa mai departe. Adică, sunt lucruri importante, par minore față de ceea ce ați spus dumneavoastră, însă ele țin oarecum de, nu știu, de firesc. Bun, să nu mai spunem că este neconstituțional, așa am aflat, să te joci în curtea școlii. Deci, lucrurile astea ar trebui oprite, există o lege. Și Curtea Constituțională a zis că e neconstituțional să te joci în curte. Nu știu, chiar unde vrem să ajungem? Și noi vorbim de noi legea ale educației, când legile astea absurdului au pus stăpânire pe sistemul de educație. Vă mulțumesc. Cine vreți să vă răspundă? Pe amândoi, pentru că sunteți o să răspundem pe, o să răspundem pe rând. Vă rog. Dacă ați făcut trimitere la caracterul neconstituțional, vreau să vă spun că știu legea la care faceți emitere și se referă atunci cu totul altceva. A existat un proiect de lege de modificare a legii învățământului și care vizează și patrimoniul unităților școlare și aici se referă la inițiativa USR-ului, prin care toate unitățile școlare aveau obligația să pună la dispoziție gratuit spațiile destinate activităților sportive. Problema este că nu era reglementată modalitatea efectivă de punere în aplicare a unei astfel de dispoziții legale. Și vreau să vă întreb dacă un administrator care răspunde de patrimoniul respectiv, pentru că patrimoniul este a unității administrative teritoriale, dar de stat în administrare, unei unități școlare. Se întâmplă ceva în perioada respectivă, vin niște copii, distrug o poartă, sparg un geam, vin niște tineri, mai beau o bere pe terenul de fotbal. Ce se întâmplă? Cine răspunde? Cine răspunde răspunderea pentru că ești într-un cadru stabilit de către legiuitor în răspunderea unității școlare? Această lege pe care au făcut-o, au promovat-o cei de la USR și pe care eu o înțeleg și chiar o accept că aceste spații pot să fie puse la dispoziție și altor persoane și în alt program, trebuie și reglementate. Dar degeaba vin acum și spun, domnule Adi Rusu, de astăzi încolo sunt de acord ca oricine să aibă acces gratuit în sala sportului, la scăpare. Ce am făcut? Pe terenul exterior. Ce am făcut cu chestia asta? Nu, dar dacă vin cu o reglementare și spun. Domnule, dacă există un grafic în care te înscrii, în care există o răspundere, cineva așa sumă răspundere, se închide un contract. Nu poți în lumea asta nicăieri să iei un bun, să-l folosești fără să răspunzi. Nu există. V-ați jucat în curtea școlii când ați fost copil? Da, m-a jucat. Noi am rupt gardul la fel. Așa este. Și au rămas rupt bun. Vreo 20 de ani ca să fie toate generații. Până aceeași geam. Ești de acord cu dumneavoastră. Și am stat și câte un geam. Știți ce se întâmpla? Ești de acord cu dumneavoastră. Spărgeam un geam și nu erau telefoane, nu era Facebook, tot satul știa 5 minute. Știu, eu știu ce spuneți dumneavoastră. Există, eu să vă întreb încă o dată, dacă dumneavoastră acceptăm să meargă să se întâmple lucrurile astea la colegiul Vasile Lucaciu și sparg două geamuri și pic o poartă, cine răspunde, cine plătește? Cine plătește? Dați-mi răspunsul ăsta, că atunci o să veniți și asta răspunsul. Dacă îl reglementăm, păi dar dacă mă duc după aia și spun administratorului care face chestia, spune, doamne, tu din banii te pui, pentru că nu ai respectat disciplina. Nu e absurd. Să nu ducem în absurd. Nu e absurd. Eu vă spun motivele. Și acasă spargem un geam, călcăm florile. Credeți-mă că m-am uitat, credeți-mă că m-am uitat la live-ul dumneavoastră privirea la chestia asta, chiar m-am uitat. M-am uitat pentru că subiectul este foarte important. Noi l-am dezbătut și în Consiliul Local când eram Consiliul Local. Deci nu e un subiect care nu e important. Pentru că sportul de masă, care îl vizăm cu toții, e pentru copiii ăștia. Să aibă să joace un basket, fotbal. Așa cum am făcut și eu. Mergeam în curte la Șinca și jucam basket. Acolo erau panouri. Mergeam și jucam fotbal la Lucaciu. Dar în acele timpuri erau altfel de reglementări. Acum există răspunderea unității școlare, a administratorilor. E altceva. Încă o dată, uitați, noi doi, dumneavoastră puteți comenta, eu pot reglementa. Noi doi putem face un proiect de lege, dar prin care să acoperim și necesarul constituțional, adică să nu impunem unor oameni o obligație pe care după aia să o suporte fără niciun fel de vină, fără culpă.
Trebuie să gândim un pic lucrul ăsta. Poate să punem un angajat care de la ora 16 la 20 să stea la teren, care cunoaște copiii de unde ești, deci, din a este foarte simplu. Știe. Mai dăm un loc de muncă, mai asigurăm încă un om. De-ați de acord cu dumneavoastră. Persoana respectivă legitimează persoanele care intră. Domnule, cine ești? Câți primații? Să mai dăm o pită la un acces. Oricum sunt partici la școli, ăla cunoaște fiecare părinte, fiecare elev. Și stă acolo, să uită, să nu dărâme și să nu facă școala cu soare, să o mănânce lucruri, știți? Dar sunteți de acord, dar sunteți de acord cu mine că după aia... Da. Uite, eu nu sunt de acord să meargă niște copilași, să spargă boșepte geamuri și din banii mei care eu plătesc la școală, la impozite și taxe, să meargă acolo în loc să meargă pe drumul. Să punem un paznic atunci, dacă asta e problema. Un paznic, important să fie un sistem. Adică celelalte lucruri. Bun, am reținut, eu v-am răspuns numai de ce a fost declarată neconstituțională acea dispoziție legală, pentru că a fost făcută heirupist, specific USR. Hai să facem o chestie populistă, care prinde bine, dar nu găsim nicio soluție pentru a rezolva. Vă mulțumesc. Da, eu cred că există soluții la toate aceste probleme care au fost ridicate și cel mai important lucru este să existe dialog și deschidere din partea ambelor părți, inclusiv de la nivelul conducerilor unităților de învățământ preșcolar și la nivelul părinților, pentru că și eu am participat la astfel de sărbări și la cele sărbări au fost aduse o prăjitură, o pizza, dar toate s-au întâmplat cu respectarea anumitor proceduri, tocmai pentru a se asigura un cadru care să nu genereze ulterior probleme care pot să fie determinate de apariția acolo a unor produse pentru care nu ai niciun document de proveniență și nicio justificare. Firmă de catering care răspunde că de aia e autorizată să deci facă. Există această posibilitate. Am mâncat acolo și pizza, am mâncat și prăjituri, am băut și apă și suc și cafea. Și am făcut un lucru parlamentar, ne-am luat copiii și i-am dus într-un alt loc și am făcut festivitatea de premiere în afara școlii. Și în care eu la școală a fost o clasă în minus. Pentru că nu e posibil așa ceva. Deci acolo se ajunge și să știți mai multe clase, mai multe comitete aici de părinți. Nu e o lacună legislativă. Este o lacună de comunicare sau de înțelegere a legerii. A legii de către unele persoane care ocupă anumite funcții de decizie în anumite structuri. O mică completare, eu din câte știu, în mediul privat, să zicem așa, sau structurile private aflate în preșcolar, se organizează în acele medii, acest tip de sărbători, cu poezie, cu pizza, cu catering, nu cu ce vă spuneți. Nu, nu mai vă spun singur o chestie. Dacă se poate, stați un pic, că legislația e aceeași, adică nu este o diferență între mediul privat și mediul de stat. Modul de gestiune este adică diferit. Putem aduce cornul și laptele de la o firmă, dar pizza de la altă asta firmă zic, asta vă zic. Deci eu cred că e o chestie de management la structura pe care dumneavoastră o invocați. Eu vă spun clar că există structuri preșcolare care organizează, pentru că atât timp cât vine o factură de la o firmă de catering care folosește domeniul ăsta, își asumă răspunderea pe dacă se întâmplă. Că altfel, răspunderea se poate întâmpla, și la o unitate preșcolară, poate fi un bolnav de salmonella, ce se transmite. Și poți scoate tot. Și ce? Asta este viața la urmă. Răspunde corect, dar răspunde firma de unde a comandat. Amar cine face pizza acasă? Deci repet, e o problemă, eu cred că e o problemă de management la unitatea care face parte dumneavoastră diferență, nu e o problemă sistematică, sau de sistem. Eu zic că ar trebui să vedeți chestia asta. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru atenția acordată.